Care erau metodele de informare înainte de Revoluția din 89? Pe vremea comunismului, metodele de informare erau televiziunea, care era de stat, era radioul, care era de stat, și erau toate publicațiile, toate ziarele, revistele, care erau pe vremea aia și pe vremea lui Ceaușescu erau 495 de publicații pe care le găseai prăștiate prin toată țara. La ședința de deschidere a luat cuvântul tovarășul Florin Iorgulescu, președinte al Comitetului Național al Apelor, care a salutat pe oaspeții străini și a urat succes lucrărilor conferinței. Când privești în urmă, cu 30 de ani, cât de dezinformat erai? Când privești în urmă? Păi în urmă cu 30 de ani nu era ca acum. Partidul Comunist Român îți impunea ce să vezi la televizor, ce să citești în ziare, ce să asculți la radio. Adică, pe vremea aia nu exista o instituție de sine stătătoare, cum este astăzi mass media, de exemplu. Toate programele de la televizor, de la radio, erau cenzurate. Existau niște cenzori care le luau la puricat pe toate, le studiau, le verificau și nu aveai voie să difuzezi nimic fără acordul uneia dintre cei care făceau parte din Partidul Comunist. La fel era și cu ziarele. În fiecare zi exista cineva care controla toate ziarele, toate publicațiile, tot ce se afla în ziare și în reviste trebuia verificat de către cineva. Așa că nu ajungea la tine nimic. Eu știu, nu scăpa nimic fără să fie cenzurat. Cum erai influențat de informația din perioada comunismului față de informațiile actuale când ești în democrație? Păi și cum era pe vremea aia, perioada cât am prins eu comunismul, 12 ani, 13 ani de comunism, eu copil fiind nu înțelegeam foarte mare lucru. Acum când mă uit în urmă, pot să înțeleg cât de dezinformat eram. Toată propaganda pe care o vedeai la televizor era despre Ceaușescu, despre cât de mult se producea la nivel de țară, câtă putere de muncă exista, cât de buni erau oamenii din uzine, din fabrici, câte făceau ei și câte dregeau. Toate acestea ca să se dezvolte cultul personalității a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Portul, că suntem din România, era deja o carte de vizită excepțională, excelentă pentru noi. V-aș putea spune că autovehiculele produse de noi reprezintă cu cinste firma și țara noastră în foarte multe țări ale lumii. Ce vă spune despre știrile false din perioada de comunism pe care ai prins-o? Pe primul rând, știrile false erau despre cât de bine duc românii. Cum am mai zis, peste tot se vorbea despre cât de mult produce țara noastră, cât de bine o duce românul de rând, viața la țară este extraordinară, exportul este fenomenal, totul este fantastic. Asta se spunea, asta se vedea pe toate posturile, indiferent că erau de televiziune sau de radio.
pe când realitatea era alta, după cum ți-am mai povestit, se stătea la cozi interminabile. Eu personal am stat de nenumărate ori cu nopțile la rând la pâine, lapte, zahăr, toate se luau pe la cartelă. Mai erau unii alții care își mai aduceau cumva de prin străinătate câte un video recorder. Pentru cei care nu știți, video recorderul e ca un laptop, dar de câteva ori mai mare, cu o gaură pentru o casetă, că atunci nu existau stick-uri, nu existau dischete, nici măcar floppy disk-ul nu era inventat. Au niște casete mari așa pătrate, rectangulare, pardon, groase, se băgau înăuntru și pe alea rulau filmele. Ca să poți să te uiți la un film din acela, trebuia să te ferești de toată lumea, să-ți chem doar prietenii. Nu puteai să te uiți noaptea pentru că nu aveai curent, de-aia să uitau ziua sau ne uitam ziua. Și ca să putem să ne uităm ziua și să nu vină vreun securist, vreun vecin să se ducă, să ne toarne, să ne dea în gât sau să ne părască mai știu eu cărui alt securist, puneam niște perdele, draperii mari, pături în geamuri, închideam ușile la casă, porțile la curți, dădeam drumul la câini și stăteam toți și ne uitam toți 15-20 de inși, puneam fiecare mână de la mână, închideam câte un video din ăla, dădeai 300 de lei pe câteva ore de vizionat filme și omul care îți închiria videorecorderul îți dădea și casetele și... Astea erau seriile noastre de film în mijlocul zilei. Petrecerile pe care le făceam noi erau tot așa cât mai restrânse câțiva oameni într-o sufragerie până ți se lua curentul. Când se lua curentul, duceai acasă, duceai în anii și asta era.